În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Spre judecată am venit în lumea asta, ca cei care nu văd să vadă, iar cei care văd să fie orbi. Din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 9, versetul 39. Preacuvioși și preacucernici părinți și iubiți frați și surori, în această duminică minunată în care a rânduit Dumnezeu ca din nou să fim împreună la Sfânta Liturghie, cuvântul meu de învățătură, inspirat din Evanghelia după Ioan, îl intitulez așa: cei care nu văd să vadă, iar cei care văd să fie orbi. Mi-am inspirat cuvântul din ceea ce ați auzit citindu-se. Pentru că Domnul Iisus Hristos era în Ierusalim la sărbătoarea corturilor și a avut o dispută grozavă cu cărturarii și cu fariseii și i-a lăsat în pace și a ieșit din templu. Și pe când ieșea din templu, a întâlnit un orb din naștere. Și iată ce ne spune Sfânta Scriptură. Trecând Iisus, a văzut un om orb din naștere. Și ucenicii lui l-au întrebat: Învățătorule, cine a păcătuit? Acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Iisus a răspuns: nici el n-a păcătuit, nici părinții lui, ci ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Trebuie să fac până e ziua lucrările celui ce m-a trimis pe mine, că vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze. Atât cât sunt în lume, lumină a lumii sunt. Acestea zicând, a scuipat jos și-a făcut tină din scuipat și-a uns ochii orbului și-a zis: mergi de te spală în scăldătoarea Siloanului. Deci s-a dus și s-a spălat și a venit văzând. Auzind această minune, mi-am și ales titlul predicii noastre, pe care îl repet: cei care nu văd să vadă, iar cei care văd să fie orbi. Acum, situația în care se afla orbul din naștere era tragică. Cântările de la strană de astăzi încearcă să sublinieze tragismul în care se afla el. Și una dintre cântări zice așa de frumos, folosindu-se și de expresii cu nuanță artistică: stăpânul și făcătorul tuturor trecând pe cale, a aflat un orb șezând, care plângea și grăia: n-am văzut în viață soarele strălucind, nici luna împrăștiindu-și lucirea. Pentru această stricție, cela ce te-ai născut din fecioară, ca să luminezi toate, luminează-mă și pe minte, ca un milostiv, ca să grăiesc, căzând înaintea ta, Stăpâne Hristoase Dumnezeule, dăruiește-mi iertare de greșeli pentru mulțimea milei tale. Așa încearcă cântarea sfântă să ne descrie situația tragică în care se găsea orbul din naștere. Și Domnul Hristos a făcut tină, i-a unț ochii, l-a trimis la Siloan și a venit văzând. Acum, și noi
din păcate, ne găsim în această situație tragică, de nevăzător din punct de vedere spiritual. De aceea îmi permit să vă mai citesc două versete din această Evanghelie după Ioan, din capitolul 9. Versetele 39, 40 și 41. Spre judecată am venit în lumea aceasta, ca cei care nu văd să vadă, iar cei care văd să fie orbi. Și auzind aceasta, unii dintre farisei care erau cu el și i-au zis, oare și noi suntem orbi? Iisus le-a zis, dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat, dar acum zicem, noi vedem. De aceea păcatul rămâne asupra voastră. E tragică această situație de orbire spirituală, care cuprinde multă lume. Această orbire spirituală care ne poate cuprinde și pe noi. Întrebarea este, care o fi cauza că din punct de vedere spiritual putem deveni orbi? Și Sfântul Apostol Pavel, în epistola a doua către Corinteni, în capitolul 4, versetele 34, ne și spune din ce cauză putem deveni orbi din punct de vedere spiritual. Dacă Evanghelia noastră este încă acoperită, este pentru cei pierduți, în care Dumnezeul veacului acestuia, adică diavolul, Dumnezeul veacului acestuia a orbit mințile necredincioșilor, ca să nu le lumineze lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Aceasta este cauza. Dumnezeul veacului acestuia, cu cele trei iubiri dezordonate, ne poate orbi mintea. Cu iubirea de avere, cu iubirea de plăcere și cu iubirea de mărire. Vasile Militaru, poetul acesta dăruit de Dumnezeu cu multă înțelepciune, a scris câteva versuri care și ele ilustrează situația aceasta de orbire spirituală. Și versurile lui zic așa, orbule, te întreb pe tine și răspuns gândit îți cer. Dacă soarele tu nu-l vezi, nu e soarele pe cer? Ca și soarele din slavă, Dumnezeu cuprinde firea. Cei ce cred, îl văd în toate. Orbii nu-l văd nicăierea. Aceasta este cauza orbirii spirituale, care îi poate cuprinde pe mult, ne poate cuprinde și pe noi. Și atunci soluția, care-i? Cea arătată de Evanghelia de astăzi? Apropierea de Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, iubiți frați și surori, în taină, în altar, înainte de a se citi Evanghelia, preotul și citește o rugăciune care ilustrează tocmai acest adevăr, adevărul cum putem deveni văzători din punct de vedere duhovnicesc. Și vă citesc rugăciunea. Doamne, strălucește în inimile noastre lumina cea curată a cunoașterii Dumnezeirii tale și deschide ochii gândului nostru spre înțelegerea fericitelor tale propovăduiri. Pune noi și frica fericitelor tale porunci, ca toate poftele trupului călcând să vețuim duhovnicește, cugetând și făcând toate cele ce sunt spre bună plăcerea ta. Această rugăciune, în taină, o citește preotul înainte de a se citi cu glas tare Evanghelia.
Și rugăciunea aceasta am putea spune-o noi fiecare, Doamne, inimile noastre, cele întunecate, luminează-le Tu. Luminează-le Tu cu lumina cunoașterii Evangheliei Tale. Acum este un adevăr acela pe care frățiile voastre îl vedeți. Lumea se secularizează. Tare am vrea ca noi să fim misionarii acestui fel de viață pe care la oamenii normali se roagă lui Dumnezeu, vin duminica la biserică, încearcă să facă fapte bune, încearcă să rămână aproape de Domnul Hristos, de biserică, pentru că, zice Domnul Hristos, eu sunt lumina lumii. Cel ce mă umblează mie nu umblă în întuneric, ci are lumina vieții. Deci, cei ce se secularizează, cuvântul ne spune că se îndepărtează, au un mod de viață totalmente îndepărtat de cele religioase. Nu îi mai interesează cele religioase. Deci, acest secularism ne poate întuneca ochii minții, ne poate să ne vadă pe noi, cei ce pretindem că suntem văzători, să fim de fapt orbi. Și atunci, dreptul Iov, în capitolul 12 al cărții sale, ne spune un lucru care ni s-ar părea simplut, dar este adevărat. Pentru că există și raționamente care ne pot duce la credință dacă ne punem problema vieții noastre serios. Deci Iov, în capitolul 12 al cărții sale, începând cu versetul 7, se oprește la raționamentul cauzalității, nimic nu poate fi fără o cauză. Doar în mințile cele secularizate și întunecate de necredință. Auziți-l pe Iov. Ia întreabă dobitoacele și te vor învăța. Și păsările cerului și te vor lămuri. Sau vorbește cu pământul și îți va da învățătură. Și peștii mării îți vor istorisi cu deamănuntul. Cine nu cunoaște din toate acestea că mâna Domnului a făcut aceste lucruri? Mâna Domnului a făcut aceste lucruri, ele există, noi le putem vedea și e un argument puternic că toate își au obârșia de la bunul Dumnezeu. Acum vă redau din nou o povestioară relatată de un profesor de teologie foarte bun. E vorba de părintele Dumitru Călugăru, Dumnezeu să-l ierte, care a scris o carte de religie. Și copiilor, în cartea respectivă, le-a lăsat o sumedenie de povestiri care îi ajută. Îi ajută să își întărească credința. Și una dintre ele este următoarea. Într-o țară exista un împărat foarte necredincios. Am zice noi, în graiul de astăzi, secularizat. Nepreocupat de cele duhovnicești, nepreocupat de credință. Necrezând în Dumnezeu. Și la un moment dat i-a chemat pe toți miniștrii lui și i-a zis să-mi arătați în 3 zile pe Dumnezeu. Dacă nu faceți lucrul acesta, unde vă stă capul, vor sta picioarele voastre. Bieții miniștri, cum să îi arate pe Dumnezeu? S-au frământat, au venit cu capul plecat a 3-a zi și cine a salvat situația?
un băiet Andru, copil de păstor, a ieșit în față și a zis: Măria ta, eu îți răspund la întrebarea ce te frământă. Bagă de seamă, copile, că și tu plătești cu viața dacă nu-mi răspunzi cum trebuie. Îți răspund, Măria ta. Arată-mi-l pe Dumnezeu. Și copilul scoate pe împărat în piața cetății, era un soare torit. Uită-te, Măria ta, la soare. Vrei să mă orbești, copile? Păi, Măria ta, dacă nu poți privi una dintre lucrările lui Dumnezeu, cum tu îl voi putea privi pe Dumnezeu și să nu orbești? Înțelept lucru ai spus, copile, dar ia spune-mi ce a fost înainte de Dumnezeu. Și copilul îi zice: Măria ta numără. Și împăratul începe să numere 1, 2, 3, 4. Numără înainte de 1. Înainte de 1 nu-i nimic. Ei, Măria ta, nici înainte de Dumnezeu nu-i nimic. Bravo, copile, dar ia spune-mi, încă o întrebare și gata. Ce face acum Dumnezeu? Ce face acum Dumnezeu? Ia dă-ți haina împărătească și schimbă-o cu hăinuța mea de păstor. A făcut lucrul acesta, copilașul a luat haina împărătească, s-a urcat în tron. Măria ta, vezi ce face Dumnezeu? Pe unii îi urcă, pe alții îi coboară. E o povestioară simplă, da, are conținutul ca și citatul din cartea lui Iov. Îl vedem pe Dumnezeu dacă avem ochi spiritual în tot ceea ce este împrejurul nostru. Așa că, iubiți frați și surori, aceasta e o mare neputință ca cineva să fie necredincios. Și de aceea, așa am și intitulat predica noastră de astăzi, inspirindu-mă din Scriptură, cei care nu văd să vadă, iar cei care văd să fie orbi. Să ajute Dumnezeu ca noi toți să vedem foarte bine și să vedem măreția creației lui Dumnezeu din toate lucrurile și aceasta să ne determine să ducem o viață duhovnicească. Hristos a înviat!